Moldova, vă pot spune că tensiunile dintre mine și președintele Voronin au pornit de la asta, pentru că i-am spus verde în față. Hai, în Parlament mergem amândoi, tu președintele României mari, eu vicepreședinte și facem unirea și dăm vot în Parlament. Și atunci Voronin și-a... a început să dea cu pietre peste frontieră, să introducă viză, a făcut toate nebuniile. Un Voronin care trebuie să vă spun că mulți au spus caghebist, el a fost milițian, deci și mai puțin nobil decât caghebist, dar... a avut acțiuni care n-au însemnat pro-rusism. Spre exemplu, s-a opus planului de federalizare a Republicii Moldova, planului COSAC, cum, de altfel, este și cel care a adresat sub semnătură proprie scrisoarea către Bruxelles, către Uniunea Europeană, că vrea să devină țară asociată la Uniunea Europeană. Deci ăsta a fost un antiromân, dar nu un prorus. N-a fost democratic deloc, dar dacă a început un proces de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, a început pe semnătura lui, să știți. În urma acelei semnături au început să apară programele FARE și pentru Republica Moldova au început niște procese.